Bine v-am găsit, dragi prieteni, la clipul în care discutăm despre următorul eveniment și vă arăt ce jucători am făcut eu la National Hero. Deci rămâneți până la final pentru a afla de ce acest event pe care vi-l afișez acum pe ecran se va numi cum se va numi. Aflați, bineînțeles, toate mai încolo în acest videoclip. Acum, haideți să începem cu primul pack opening de la evenimentul National Hero, pack opening făcut la minunata roata norocului, cum este supranumită. Este vorba, bineînțeles, de ultimul capitol, unde, după cum se poate observa pe ecran, nu luasem niciun jucător și haide să începem aventura noastră în amazoniană, unde vrem noi, cu un master direct, da? Un prim master direct în Europa, pentru că avem National Hero pentru evenimentul Euro 2020. Sunt surprins că nu avem și pentru Copa America, dar rămâne de văzut. Următorul jucător nu mai este la fel de norocos, este doar un jucător de 89, dar hai să continuăm în forță cu încă un master, deci hai să ne ținem pumnii reciproc. Și da, este master și următorul jucător, este un vorba de un belgian. Și chiar în acest moment vă pun întrebarea, voi ce jucători ați făcut la National Hero? Spuneți-mi la comentarii ce ați făcut exact, dacă doriți, deci jucătorii aceia de 100 plus, sau spuneți-mi mai precis câți masteri ați prins voi la National Hero. Deci, nu uitați să lăsați un comentariu chiar în acest moment, sub butonul de like aveți comentariile. Și ca de obicei, dacă acest clip vă place, puteți să-l apreciați printr-un like, pentru că discutăm și despre următorul eveniment, care în acest moment vă spun că va fi flashback. Cu mai multe detalii, revin în următoarele secunde ale acestui videoclip. Continuăm seria nebună de deschis pack-uri și după 6 pack-uri consecutive fără niciun jucător, avem la al 9-lea pack un jucător garantat. Să vedem cine va fi oare și jucătorul garantat este 95 Dolberg. Eu zic că se putea mai bine de atât. Acest Dolberg pe un alt cont mi-a picat chiar din prima când am început să deschid pack-uri și uite cum ne-au mai rămas celebri jucători 98, 100 și 101. Acum sunt foarte curios dacă vom prinde, da, atenție, dacă vom prinde jucătorul de 100 plus. Da, mai avem pack-uri suficient de deschis. În următorul pack avem doar bănuți, dar și aceștia sunt foarte, foarte buni. Continuăm seria nebună și dăm de XP mai departe. O, este ok și XP-ul, pentru a crește jucători, bineînțeles. Continuăm cu skill boost-uri. Bun, bune și skill boost-urile pentru a ne crește echipa. Bineînțeles, multe skill boost-uri am făcut la Team of the Season. Acum avem doar bănuți, doar bănuți. Dar nu ne oprim aici. Vom continua cu XP. Și după XP mai avem încă două pack-uri până la jucătorul garantat, dar nu știu câte puncte mai am exact. Ne dau momentan skill boost-uri. Și observ că mai am destule puncte pentru a-mi încerca norocul la un 100 plus. Avem bănuți înainte de reward-uri garantat și la reward-ul garantat ne poate pica un jucător 98 plus. Sunt foarte curios cine va fi. Hai cu Akanji și acest jucător este 98 din păcate, doar Dubois. Da, Dubois este acest jucător. E ok, dar se putea mai bine. Deci se pare că mi-au rămas James și Akanji neluați, dar cu siguranță îi voi lua și pe aceia în următoarele momente. Și bineînțeles că vom trece la acele momente chiar acum pentru a vedea ce noroc am avut eu în continuare, pentru că nu ne oprim aici, bineînțeles. Vom avea noroc și mai departe, deoarece la doar 3 zile distanță facem noi puncte de la clasament, după cum o să observați voi acum pe ecran. Și de la acel clasament, terminând pe locul 40, am luat 900 de puncte magice pentru acel mozaic sau cum se numea capitolul ultim. Astfel, vom avea șansă din nou la jucător garantat. Avem un singur pack de deschis până la jucătorul garantat și după cu sufletul la gură stăm să vedem cine va fi jucătorul garantat. Va fi James sau Akanji? Pentru că pack-urile pe care nu vi le-am mai arătat n-au fost interesante, nu a picat absolut nimic. Și în acest pack garantat avem Akanji! Este el! Este el! Este el! Este central back-ul Akanji!
Da, de la aproximativ 7 milioane în acea perioadă când deschideam eu pecul acesta, înainte cu 7 zile de terminarea evenimentului, deci este foarte, foarte bine. Acum, în momentul în care ne situăm la doar 2 zile de terminarea evenimentului, costă doar 3 milioane acest Akanji. Și bineînțeles, eu îmi încercam norocul și pentru James, care era ultimul jucător neluat. Din păcate, nu am avut succes. Și a trebuit să mai aștept încă niște zile până la următorul refresh, în urma căruia am obținut atențiune maximă, am obținut locul întâi și astfel am mers să-l iau atât pe Rui Patricio garantat, cât și pe James. Deci, dacă nici asta nu merită un like, nu știu ce ar mai merita. După 1000 de puncte de dat la roata norocului, și încă 1000 de puncte National Hero, avem în sfârșit garantat James de 100 și bineînțeles Rui Patricio. Fix în acest pack avem jucătorul garantat, deci să bată tobele pentru 100 James de la Man United. Da, aia zic, James, și mai avem încă 9 pack-uri în care vom avea doar bănuți, skill boost-uri și XP. Nu vreau să vă plictisesc cu aceste pack-uri, așa că dăm viteza pe repede înainte și ajungem la claim pentru Rui Patricio. Deci să bată tobele pentru cel mai bun portar free-to-play din acest moment, Rui Patricio. Da, el este cel mai bun portar gratis făcut la evenimente, deci free-to-play. Și chiar sunt curios câtă lume l-are în echipă. Dacă și tu l-ai în echipa ta, lasă acum un comentariu și un like acestui videoclip ca să văd câtă lume l-are pe Rui Patricio în echipă. Și bineînțeles că nu ne vom opri doar la Rui Patricio și vom merge și la eveniment pentru a lua pe James, alt James, Ryback-ul James. După multă aventură în Europa, am reușit să completez toate cele 3 capitole și a venit momentul să-l iau pe James. Și după James, bineînțeles că trebuie să mă duc la eveniment și să-mi aleg un jucător de 102. Sunt curios, voi ce jucător de 102 ați ales, deoarece eu am avut multe alegeri în gând. Aveam un Digne, left back foarte bun. Aveam și un central mid care era și el foarte, foarte bun, Ramsey, Diogo Jota foarte bun ca left winger, Locatelli foarte bun ca CDM, Trapp destul de bun ca goalkeeper, dar aveam Rui Patricio, deci era scos din calcul, Di Lorenzo right back cu pace foarte, foarte bun pentru head-to-head și am rămas la decizia între Diogo Jota și Locatelli pentru a mă decide la sistemul cu care voi juca în următoarele luni, sistem pe care îl veți vedea în echipa mea 6. Nu uitați că am echipa mea 5 pe canal în cazul în care nu ați văzut clipul. Și bineînțeles, alegerea mea pentru jucătorul de 102 a fost definitivă la CDM-ul acestui eveniment, și anume Locatelli, care are un skill-ul foarte, foarte bun, exact box to box. Exact ca și ceilalți doi mijlocași centrali ai mei. Și după acest moment istoric, putem merge să luăm și pe Pire de la eveniment. Deci, în încheierea acestui videoclip, trebuie neapărat să luăm și pe marele Pire. Da, care vine chiar în acest moment în fața dumneavoastră pe ecran. Și acestea fiind spuse, un eveniment destul de bun, National Hero, dar un eveniment care va fi precedat de, sau va fi urmat de Flashback. Da, acesta va fi următorul eveniment, exact cum au anunțat oficial cei de la EA Sports. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și cu următorul eveniment, cu mai multe detalii mai oficiale, revin atunci când acestea se publică în monitorul oficial EA Sports și, bineînțeles, un clip explicativ cu noul eveniment, Flashback, în momentul în care va apărea acesta. Până la acel clip, eu sunt Florentin, vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut acest clip, dați un like ca de obicei, distribuiți-l prietenilor voștri și noi ne revedem la următorul videoclip. Până atunci, v-am pupat!